doua seară dedicată colocviilor Horia Bernea, ctitor și prieten. Spuneam și ieri că este momentul care încununează expoziția omagială deschisă la Muzeul Țăranului Român, Horia Bernea, de la grădină la iconostas, care mai poate fi vizitată și mâine, acolo, o expoziție care reunește lucrări ale lui Horia Bernea, câteva din multele lucrări ale lui Horia Bernea, în acest an în care se împlinesc 20 de ani de la plecarea în veșnicie a marelui artist, om de cultură și ctitor de cultură în țara noastră, Horia Bernea. Seara aceasta este dedicată, am putea să-i spunem așa, laturii mistice și de căutător al lui Dumnezeu, al lui Horia Bernea, și de aceea invitații sunt din domeniul teologiei, sunt preoți care l-au cunoscut pe Horia Bernea și care ni-l vor zugrăvi din perspectiva aceasta a omului căutător de Dumnezeu. Și îi salutăm în această a doua seară a colocviilor Horia Bernea pe Părintele Profesor Constantin Coman, pe Părintele Profesor Dumitru Pintea și pe Părintele Ioan Cojanu, cel care este și așa organizatorul sau unul dintre organizatorii acestui moment, cel puțin din punct de vedere spiritual patronează Asociația Eleon, care este organizatoarea omagierii lui Horia Bernea. Dar pentru că avem o restanță de ieri seară, când ne-am întâlnit cu artiștii, cei care l-au zugrăvit din perspectiva aceasta omului de artă pe Horia Bernea, avem o restanță, n-am reușit să intrăm din motive tehnice cu domnul Sorin Costina, domnul doctor, care este acum la Brad. Încercăm să facem o legătură acum cu dumnealui. Sper că ne aude. Bună seara, domnule doctor Costina. Aș vrea să începem cu dumneavoastră în această seară și să ne povestiți ceva despre, așa cum ați mărturisit în mai multe rânduri, că ați fost ucenic în ale privirii artei al lui Horia Bernea și ați ajuns un mare colecționar de artă în această ucenicie. Cum a fost această experiență a uceniciei la școala privirii lui Horia Bernea? Că totul este să ai întâlnire
aceea lui Sărbulescu, în care îi spunea, iei de la ăsta, de la ăsta, de la ăsta, de la ăsta. Prin maturitatea cazurilor venea cu mine la atelier, la atelier de pintură. Și el a legea lucrarea. Așa că colecția este mai mult opera lui. După 10-15 ani, în sfârșit, mi-au permis să mă duc singur să aleg o lucrare. Era o lucrare de sculptură. Era un sculptor care astăzi nu mai este, un sculptor excepțional. Singura indicație a lui a fost peste să nu-i creez într-o porcărie. M-am dus, am luat lucrarea și am venit la atelier la Horia, unde m-a așteptat comisia de examinare. Adică domnul Bauch era sfânt și era și Andrei Pleșu. Scos obiectul, vorba lui Napoleon Tiron, obiectul pe masă și Horia se uită la el și zice, hai mă că ești bun. E, de atunci m-am dus singur la diverse pictori care mi-i indica el că am înțeles. Și luam de capul meu pozitiv. Dacă nu era el, vă spun încă o dată, nu era nimic. Era un haos în colecția mea. Și ce ați învățat din toată această experiență de la Horia Bernea, domnule Costina? Să priviți într-un anume fel ca să... Eu știu despre asta plastică. Horia era un tip extraordinar de bun. Citea enorm. Citea fizică, astronomie, filosofia seară, teologie. Mă ducea la el... Îmi spunea, zice, du-te acum și cumpără de la librărie, librăria patriarhiei era pe strada regală, acolo strada regală, nu regală, 30 de lucruri, nu știu cum ideți acum, în centru vechi. Du-te că era, apăreau serie de scritori bizantiești, adică scoase de patriarhul Iustin Moisescu. Apărea un licen, apărea o apoluție localiile, de la volumul 4 în sus, că până la 4 ar putea apărut înainte. Discutam cu el toate drepturile astea. Era un om de cultură extraordinară și avea o memorie vizuală fenomenală. Când venea de la Paris, sau de unde se ducea, îmi povestea cu muzeul, de în momentul când am văzut lucru, eu îl văzusem înainte din vorbele lui Horia. Am o curiozitate. Atunci când vă sfătuia să achiziționați o lucrare de artă, pentru că era valoroasă, vă dădea indicații și în ceea ce privește prețul? Vă aud foarte slab. Vă întreb de faptul dacă atunci când achiziționați o lucrare de artă, vă sfătuiați cu Horia Bernea și în ceea ce privește valoarea materială, adică prețul. Adică prețul de mine și el? Nu, al altor lucrări, nu ale lui. Niciodată nu am trebuit cu niciun pictor. Ați dat că s-a cerut. Pentru că dacă am cerut când am dat când i-am cerut, mi-am cerut. Pentru că eram în avantaj. La a doua sau a treia lucrare, lucrurile se compensau. Pentru că niciodată, în două astea învățătură de la domnul Paul Gerasim, ca să existe un om într-o colecție, trebuie să fie două lucrări diferite ca cel și ceva desen, grafică. Așa că, dacă cu o singură lucrare,
Domnul... cele mai bune lucrări pe consulate, nu știu cum să vă spun, de următor. De exemplu, dealul ăla care rama acea lată de la expoziție, nu trebuie să-l iau, trebuie să iau curte. Când m-am dus să iau curtea, îmi spune, domnule, nu mai am curtea, că am vândut-o la Paris, la Marijan Ionescu, fata lui Eugen Ionescu. Și în schimb mi-a dat dealul, care pia Paul Gerasim, zice că e cel mai bun deal care l-a pictat cu Goria, adică cea mai bună lucrare care l-a pictat cu Goria. Ramele care îi vedeți acolo, toate sunt făcute la indicația lui Goria. Am schița de ramă pentru ori, pentru toate lucrările. Făcute de el cu dimensiune, cu profil, cu toate treburile, cu tot ce trebuie, materialele care trebuie să am. Așa că meritul colecției nu-i a meu, e a lui. Și trebuie să spunem. Și trebuie să spunem că așa în semn de recunoștință ați împrumutat pentru acest eveniment câteva lucrări, pentru că eu cred că cele mai multe din expoziție provin din colecția dumneavoastră, lucrările lui Horia Berna, nu? Din 76 de lucrări se puteau alege și altele. Deci aveți 76 de lucrări ale lui Horia Berna. Cu desene, cu schițe, cu oaje, cu toate alea. Da. Domnule Costina, suntem la finalul momentului în care stăm de vorbă cu dumneavoastră pentru a trece la a doua seară, propriu zis, și aș vrea să faceți un efort de a contura în câteva propoziții personalitatea lui Horia Berna, așa cum v-a rămas în memorie și cum vă este în inimă și în minte. Era o personalitate extraordinară. Domina tot în jurul lui, toți colegii îi domina. La atelier, la el, la Pășelar, când avea atelierul Pășelar, era acolo ca la piață. Toată lumea venea la el. Acolo am cunoscut majoritatea tipurilor care erau din generația lui. Era un lider de opinie extraordinar. Vă mulțumim pentru gândurile acestea pe care mi le-ați adus aici, în a doua seară, a colocviilor dedicate lui Horia Berna. Vă dorim sănătate și numai bine! Vă mulțumesc! Vă iertați că nu are vorbitor. Nu? Am aflat lucruri foarte interesante de la dumneavoastră. Vă mulțumim! Așadar, am fost într-o primă legătură online cu Brad, acolo unde locuiește domnul dr. Sorin Costina, colecționar de artă și a devenit colecționar, așa cum a spus, ucenicind pe lângă Horia Berna. Revenim aici, în această casă frumoasă care ne este pusă la dispoziție și pentru asta mulțumim de familia Xifta. Și să intrăm în subiectul acestei a doua seri a colocviilor, în care spuneam că ne concentrăm atenția asupra laturii acesteia, putea zice mistice, și zic așa pentru că am urmărit un interviu dat de Horia Berna cândva, în care a fost întrebat dacă e mistic. Și el a răspuns că mistica este un domeniu în care se caută ceea ce este ascuns. Și orice artist poate să fie considerat așa, spunea Horia Berna, dar a punctat că el caută pe Dumnezeu și încearcă să mărturisească ceva din căutarea lui în arta sa. Părinte profesor Constantin Coman, l-ați cunoscut pe Horia Berna și ca om de credință și ca artist,
Am înțeles că proiectul acela care vă e foarte drag, Biserica Sfântul Grigore Palama, studenților din Parcul Politehnicii, e construită, e ridicată pe planurile lui Horia Berna. Cum a fost experiența întâlnirii cu Berna? Vreau să mulțumesc și eu întâi de toate organizatorilor că îmi dau prilejul să particip la așa o frumoasă pomenire a domnului Horia Berna. Și dau slavă lui Dumnezeu din totdeauna că printre oamenii mari pe care mi-a scos în cale s-a aflat și domnul Horia Berna. În timp ce ascultam pe domnul Costina, domnul doctor Costina, mă gândeam când l-am cunoscut eu prima dată pe domnul Berna și nu mi-aduc aminte. M-am trezit la un moment dat în atmosfera aceea din jurul dânsului. Mi-aduc aminte un eveniment foarte plăcut pentru familia mea. Fiul meu cel mare, care acum e iconar și pictor de biserici, Mihai, a beneficiat de botezul a trei mari pictori la prima lui expoziție de icoană. A fost o expoziție când era încă elev la Liceul Sfântul Sava, de icoană, organizată de UNICEF, pusă în pagină de domnul Paul Gerasim și vernisată de domnul Horia Berna și de domnul Sorin Dumitrescu. Ceea ce pentru noi, ca familie atunci, pentru Mihai, a fost copleșitor. Nu știu exact cum am ajuns în această postură, un mare dar al bunului Dumnezeu. Mihai s-a îndrăgostise de domnul Berna ca întreaga familie. Domnul Berna i-a spus: Mihai, să treci pe la mine, pe la atelier. Mihai, foarte timid, ca de altfel și tatălui, n-am insistat și n-a ajuns la atelierul domnului Berna, pentru că domnul Berna ne-a părăsit prea repede. Un grup noi inimoși de mireni, intelectuali și de preoți, în care domnul Costion aici de față și alții, Valeriu Costea, Constanța Costea, ne adunasem într-o asociație închinată Sfântului Grigore Palama. La un moment dat n-am reușit mare lucru cu această asociație, dar s-a înfiripat gândul construcției, ridicării unei biserici închinate Sfântului Grigore Palama. Și ne-am întâlnit cu proiectul studenților de la SCOR, care vreau să ridice în politerică o astfel de biserică, o biserică, dar nu se hotărâsere cărui sfânt să o consacre. Și atunci ne-am adunat și am dedicat în politică, adică o biserică închinată Sfântului Grigore Palama. Cu binecuvântarea Părintei Dumitru Stăniloae, care încă trăia și care ne-a spus: ce bucurie mare că iată se ridică nu întâmplător în politehnică închinată Sfântului Grigore Palama. În fine, nu domnul Berna ne-a făcut proiectul pentru, dar am alergat la domnul Berna și am insistat foarte mult să ne deseneze elementele, să spun așa, de frumusețe dintr-o biserică. Crucea de pe turlă, ferestrele bisericii, ușa, catapeteasma și toate celelalte. N-am biruit așa ușor pentru că era foarte ocupat, era în anii 90, 94, 95, când însă era cu muzeul foarte prins, dar în cel de urmă l-am biruit. L-am tras, l-am dus la biserică și a început să deseneze. Nu erau toate executate așa cum dorea dânsul, pentru că executanții mai considerau necesar să mai intervină, să îmbunătățească proiectul domnului Berna, dar în cele din urmă a pus pecetea dânsului acolo. Și a fost o bucurie și pentru dânsul foarte mare. Catapeteasma este concepută de dânsul, executată în sculptură de lemn de câțiva băieți de la muzeul dânsului. Și dânsul a hotărât să picteze jumătate icoanele praznicare Ioana Bătrânu, să picteze icoanele împărătești Mihai Coman, băiatul meu care era foarte începător. Și dânsul ne-a făcut și ne-a lăsat moștenire, o prețioasă moștenire, sub icoanele împărătești, patru tablouri cu crucea. Crucea inundată
de flori și de lumină. Îmi pare rău că nu au fost scoase, poate va veni prilejul să fie scoase și aceste tablouri așezate în catapeteasmă de Horia Bernea. Catapeteasma s-a executat așa cum a dorit dânsul, la fel și picturile așa cum au dorit dânsul, nu drept să spun, nu prea ne venea la socoteală, pentru că erau foarte diferite stilurile Ioana Bătrânu și Mihai. Mihai era foarte iconar, era disciplinat, ascultător, Ioana Bătrânu era pictor înainte de orice. Și acum însă, pe catapeteasma, părinții de acolo au tot zis, nu schimbăm icoanele, mai nu schimbăm icoanele, fiindcă asta e testamentul, ăsta e testamentul domnului Bernea. Nu se aleagă nimeni de el. Și avem în continuare, așadar, numai Mihai a primit îngăduința să-și înnoiască icoanele și avem o a doua ediție, să spun așa, icoanelor împărătești. Am trăit alături de domnul Bernea mai multe întâlniri legate de biserică și l-am cunoscut, de aceea aș vorbi mai curând de spiritul lui bisericesc decât mistic. Domnul Bernea era prin excelență o ființă eclesială, bisericească, îmbrățișa, era foarte firesc, era foarte realist, se simțea foarte bine lângă haina preoțească, n-avea niciun pic de jenă, îl îmbrățișa pe părintele care călca păsata preot, în simplitatea lui uneori cu anumite, să spun așa, obiceiuri mai mult sau mai puțin plăcute pentru ceilalți, domnul Bernea nu se deranja. Simțea foarte bine spațiul bisericesc, de altfel se vede și în tablourile dânsului, spațiul bisericesc, se simțea foarte bine în spațiul bisericesc. Și sigur, a fost mulțumit cum a ieșit Biserica Sfântului Gheorghe Palama, dar la sfârșit a spus, părinte, comand, zice, pa doua să vedeți cum o face. Numai că Dumnezeu nu i-a mai dat a doua șansă, așa încât noi am rămas cu un unicat, să spunem așa, care poartă pecetea Duhului Domnului Bernea și a Duhului bisericesc înainte de orice, dar și artistic, evident. Acolo s-a întâlnit cu domnul Paul și știm foarte bine cu domnul Paul Gherasim, că întâlnirile dânsului erau destul de tensionate, să spun așa. Domnul Paul a fost cel care a ales locul bisericii, a pus bascul acela al dânsului și a spus aici să fie altarul, cu domnul Nicolae Goga, arhitectul, și domnul Horia Bernea a pătruns așa la un moment dat. Domnul Paul Gherasim chiar spunea, zice, dar nu trebuie să fie mulți. L-avea în vedere pe domnul Bernea. Domnul Paul s-a retras un pic și a continuat domnul Bernea cu bucuroși pentru noi, am fost foarte bucuroși. Și în felul ăsta ne m-am apropiat și eu foarte mult de dânsul, deși nu îndrăzneam, pentru că în egală măsură dânsul era foarte accesibil, deși era un monument, să spunem, o figură monumentală și de cultură și de toate, dar nu te respingea, nu... personal n-am simțit jena sau chiar complexul pe care l-am simțit față de mari intelectuali ai țării, prieteni și contemporani cu dânsul. Mi-aduc aminte un alt episod important pentru mine, deși nu l-am trecut cu succes, după părerea mea, a fost domnul Costion, era atunci și avea suplimentul acela literar de la Cotidianul Alfa și Omega și a organizat la deschiderea Muzeului Țăranului Român un dialog, o masă rotundă așa, cu domnul Bernea, domnul Pleșu, domnul Liceanu și m-a invitat și pe mine. Eram tânăr teolog, probabil și pentru faptul că eram într-o oarecare apropiere cu domnul Bernea și atunci a fost... Am simțit diferența între domnul Horia Bernea ca intelectual creștin, pur sânge, să spun așa, care nu te jena de niciun fel, ca preot, ca teolog, și ceilalți doi care erau foarte intelectuali, dar erau mai puțin familiarizați, să spun, cu problematica creștină. De altfel, l-am simțit pe domnul Bernea și ca pe un avă, să spun așa, a intelectualilor, fiind un mărturisitor deschis și convingător
al credinței și al viețuii creștine, îi biruia pe toți ceilalți cu mărturia lor și toți ceilalți erau într-o ascultare din punctul ăsta de vedere. Cel puțin așa am trăit eu, acest sentiment l-am trăit. Domnul Berna era ca un apă, era ca un gheron, dacă cum spun acum părinții la Sfântul, recunoscut din punctul acesta de vedere al perspectivei și al înțelegerii creștinești a realității, ca fiind cel mai inițiat. Atunci ceilalți erau într-o desăvârșită ascultare. Am înțeles că domnul Berna avea instrumentele dânsului de a-i familiariza pe ceilalți, câte o plimbare prin cimitiri, de exemplu, unde lumea se simte foarte bine, paradoxal, pentru că probabil există o iradiere a sfințeniei celor de acolo, a unora dintre cei de acolo, sau în alte împrejurări, sigur, cu muzeul. Mi-aduc aminte atunci, la discuția aceea, eu m-am exprimat ușor cam confesionalist, așa, spunând și eu că eu simt că e o atmosferă care reprezintă foarte fidel, ilustrează foarte fidel credința noastră creștină ortodoxă. Și am fost acționat de domnul Gabriel Iceanu că și aici cu confesionalismele. La mie mi se părea că ce adunase domnul Berne acolo în muzeu era așa o respirație atât de familiară cu mediul în care eu trăisem, la tata și la mama în sat, la noi credința. Și mi s-a părut că oricum cred că domnul Iceanu n-ar fi scris cartea aceasta din urmă cu Iisus al meu dacă trăia domnul Berna, sau dacă ar fi scris-o, ar fi primit canon greu. Regret că nimeni dintre prietenii dânsului nu i-au dat un pic de mustrare pentru acest derapaj care nu este de nivelul unui intelectual ca dânsul și pe care cu siguranță domnul Berna l-ar fi sancționat. Nu știu, n-am avut în gând să spun acest lucru, dar cred că domnul Berna era și neiertător. Nu ierta nici preoților, nici celorlalți derapajele de genul acesta. Ce să spun mai departe, eu n-am fost foarte inițiat, încă nu sunt inițiat în pictură, dar m-a fascinat pictura dânsului dintr-o perspectivă foarte teologică, să spun așa. Mi se părea că surprinde creația sau făptura lui Dumnezeu copleșită de darul dumnezeiesc, de frumusețea pe care o imprimă, muștind de dumnezeire. Așa mi s-a părut mie pictura domnului Berna, cum mi se pare sigur pictura domnului Horia Paștina, de exemplu, muștind a dumnezeire, cu mușețea aceea extraordinară pe care o vedea numai ochii dânsului, de aceea, din punctul ăsta de vedere, avea ceea ce părinții numesc vedere duhovnicească sau dumnezeiască, sau mistică, dacă vreți dumneavoastră. Era un căutător al ascunsului, da. Dumnezeu i-a ascuns în creația lui, dar ideea e să ai ochi, tocmai această privire, să vezi și să cauți. Această capacitate de a privi avea domnul Berna și lucrul ăsta se vede peste tot, în pracurii dânsului, și în dealurile dânsului, și în grădinile dânsului, și în toate stâlpii, acest coloanele, da. Acelea extraordinare care par... Revenim la, poate la simbolistica acestor imagini din perspectivă religioasă creștină, părinte profesor Constantin Coman. Aș vrea să trec la părintele profesor Dumitru Pintea acum, să ne povestească din experiența sa. Bănuiesc că l-ați cunoscut pe Horia Berna fiind vecin, slujind la o biserică vecină cu muzeul pe care îl patrona, la care era director, nu, și pe care l-a ctitorit, de fapt. Cum a fost? Negreșit. La microfon, vă rog. Negreșit că vecinătatea muzeului cu biserica ne-a pus într-un dialog, cel puțin atunci, în anii aceia, cât a trăit domnul Horia Berna, un dialog continuu și care a fost un dialog frumos, util și pentru noi, cei de la biserică, și socotez eu că și pentru cei de la muzeu. Și relația aceasta
de, nu doar de vecinătate, și vecinătatea spune foarte mult, așa, ci de dialog, de comuniune între biserică și între muzeu, era sfătuită și îndemnată de fericitul întrupovenire patriarhul Teotist. Așa. La, de câte ori avea ocazia, patriarhul Teotist îndemna la o astfel de relație apropiată între biserică și între muzeu. Eu am mers din Cluj la Bistrița când prin anii, cred că 90, s-a deschis acolo Prolog sau o expoziție, așa, și dar nu l-am întâlnit atunci pe Horia Berna. În 91 am venit de la seminarul din Cluj, profesor asistent la Facultatea de Teologie din București, și din 94 și preot de la izvorul tămăduirii la Biserica de Alături. Și l-am cunoscut pe Horia Berna în spațiul eclesial, în biserică. Dânsul participa la Sfânta Liturghie și acesta, pentru mine lucrul acesta s-a luminat mereu și mi-a clarificat multe aspecte ale personalității lui sau accente ale personalității lui Horia Berna legată de practica liturgică sau de viața liturgică. Așa. Intelectual de marcă au fost pomeniți aici și toată considerația pentru această stăruință, acest efort în cunoaștere, așa, în diferite domenii. Horia Berna avea, și neșit că nu este singurul, avea și practică liturgică, viață liturgică. Și faptul acesta a însemnat, socotez eu, foarte mult. Pentru că informație teologică pot să aibă foarte mulți. Dar atunci când cunoștințele teologice sunt și trăite, experiențe în viața liturgică, așa, modelează și mintea și inima, așa, persoana în totalitate, ei o modelează în statutul acesta de ființă liturgică, că îi aparține domnului Costion, cred că asta, făptură liturgică, expresia aceasta. Și am simțit de câte ori sau perceput eu că dânsul vorbea din interiorul credinței, ca unul care practica, avea practica creștină, a vieții creștine. Și cred că eu aici, lucrul acesta l-aș accentua, acela de creștin practicant și care, am spus, aducea accente diferite, așa, față de îl individualiza între o parte dintre intelectualii de care era mereu alături, era înconjurat. Așa. Venea la Sfânta Liturghie ca un, la izvorul tămăduirii, ca un credincios, așa, ortodox de rând, asculta cu evlavie liturghie, așa, și pe urmă, în ultima parte a vieții, am fost și duhovnicul dânsului și se mărturisea și se împărtășea. Și lucrul acesta îl făcea cu o pregătire deosebită, cu acordându-i o importanță specială, așa, sfintei taine a mărturisirii, a părtășirii, și lega lucrurile acestea de toată viața dânsului, și în familie, și relația cu familia, și în societate.
S-a spus aici de părintele profesor Cuman și masocist, a fost intelectual mărturisitor. Poate putem să spunem, cred că nu greșim, un apologet între, acum în timpurile moderne, ale creștinismului. Al mărturisi pe Hristos pentru Horia Berna era un lucru firesc. Așa cum firesc era pentru artiști să picteze. Sau alte lucruri de în spatele artei, așa, pe care le fac artiștii în diferite domenii ale artei, așa era pentru Horia Berna și firească viața creștină, așa, cărea îi acordau importanță cu totul special. Și își mărturisea, nu era luare de cuvânt, nu l-am auzit eu să vorbească vreodată, fără ca să se situeze pe acest fond de spiritualitate creștină și nu o spiritualitate creștină necalificată, ci așa doar de creștin, ci totdeauna din creștinismul ortodox, din spiritualitatea răsăriteană a bisericii. Și de aici dânsul spunea lucrurile acelea semnificative, frumoase, ziditoare. Și nimeni nu avea la lucrurile acestea atât de frumoase pe care dânsul, mărturie atât de frumoasă, că era o mărturie pe care o dădea, să îi facă, să aibă observație sau așa, sau să aibă opoziție față de lucrurile acestea. Și avea o ușurință. Și asta e o tot de practica liturgică, de viața liturgică, de viața creștină, în a comunica cu toți cei din jur. Știa să treacă, să se oprească la cele lucruri care totdeauna îi aduna, îi punea în comuniune pe cei care erau acolo și de aici să scoată motive pentru a aduce lucrurile bune, frumoase, semnificative, creatoare, să le ducă mai departe, să le afirme. Așa. Am în septembrie, când am venit la parohie, și în incinta muzeului se găsește biserica de lemn, acea biserică foarte frumoasă, pe care Horia Berna o iubea. Cred că e cuvântul potrivit, nu e nepotrivit spus așa. Avea o evlavie deosebită pentru acest spațiu sacru din incinta muzeului. Liturghisea cel puțin de două ori pe an la hramurile. Avea două hramuri, unul era Sfântul Nicolae și la acesta vreau să mă refer așa în vorbire de sărbătoarea Sfântului Nicolae așa pe 6 decembrie. Și liturghia participau și cei de la muzeu și dânsul așa ca un prim gospodar, așa e acolo, prim, așa, la Sfânta Liturghie și se făcea, se ridica la sfârșit și un parastas pentru cei care erau plecați dintre noi, în toată legea, toată așezarea, avea voie așezarea asta bună, creștinească, toate lucrurile pe care el le făcea. Mai târziu s-a sigur, cred că după plecarea dânsului la cele veșnice, cred că atunci s-a sistat, s-a oprit slujirea liturgică în biserica din curtea muzeului și s-a ajuns la o rătăcire, la o sminteală, biserică muzeu. Creștinismul n-a cunoscut biserici muzeu. El n-a avut. Noi nu cunoaștem în spațiul creștin biserici muzeu. Așa, bisericile sunt spații așa, speciale ale Harului Divin, așa,
și locuri de rugăciune, spații de rugăciune, de zidire duhovnicească, de comuniune, biserică, muzeu, cred că sunt doi termeni care pentru mine nu pot să stea împreună aceștia. Și nu s-a mai liturghisit atunci. Dar eram după 90, eram în 94 și evenimentele din 90, 89, 90 erau proaspete și câțiva ani nu s-a făcut liturghia de Sfântul Nicolae pentru că lumea era încă foarte marcată de numele unor persoane și anumite evenimente de atunci. Horia Berna a trecut peste lucrurile astea și a mers pe învățătura creștină, pe ceea ce reprezintă Sfinții, Sfântul Nicolae, și a renumat această tradiție așa, a slujirii sau în Sfânta Liturghie de Sfântul Nicolae, cu toată frumusețea și cu toată bogăția ei, așa, pentru că după Sfânta Liturghie și după parasasul de acolo, era și agapa frățească, în care directorul și cu angajații, cu muncitorii, așa, de la muzeu, erau împreună și era un moment extraordinar pentru a merge mai departe împreună, pentru că era un dialog, dialogul era frumos, fiecare lua de aici îndemn și râvnă pe aduce lucrurile mai departe și mai frumos și deci revin la ideea care a spus-o, acea a vieții liturgice, a importanței bisericii în viața unei națiuni, în viața unui oraș, așa, sau în viața unei localități, a bisericii în viața unei națiuni, pe care o știa, o cunoștea, așa, o cunoștea foarte, foarte bine. Dânsul nu era credincios numai în biserică. Când venea la liturghie, la sărbători, totdeauna era la izvorul tămăduirii, la liturghie. Sau când se slujea liturghia la biserica din incinta muzeului. Și dânsul era credincios zi de zi, în viața de fiecare zi. Îmi povestește cineva de la muzeu. Muzeul cu mulți angajați și acum și atunci, cu mulți lucrători, și sigur că erau și probleme, incidente, așa, în viața comunității de acolo, mici nereguli, mai mici sau mai mari nereguli, așa, așa, aveau un consiliu de disciplină în care persoanele care greșeau erau aduse acolo și trebuiau să dea socoteală. Așa, și Horia spunea cam așa, zice, uite, a fost o situație acum cu cineva. Și Horia l-a întrebat, și dacă s-a întâmplat lucrul acela pe care l-ai făcut așa, regreți? Îți pare rău? Te căiești el? Și a spus, dar sigur că mă căiesc, sigur că îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul ăsta. Și atunci Horia a spus, am încheiat dezbaterea noastră cea de-a, s-a încheiat. S-a căit, s-a pocăit, lucrurile au intrat în ordinea lor și mergem mai departe. Acesta este un mod specific sau singular, nu știu, de a rezolva lucrurile în felul acesta. Printr-o asumare a greșelii și făgăduința de a îndrepta. Pentru că am observat din experiența așa mea, cât a fost ea, atunci poate să se ridice sau se ridică și poate să înceapă un drum nou, cale nouă, să fie din momentul acela, din clipa aceea, un om nou pe calea pe care merge, pe calea creștină. Atâta timp când nu îi se acordă iertarea, el rămâne mereu în vina aceea care îl apasă sau care îl zdrobește, care așa îi seacă puterile. Era un mod creștin și care mi-a plăcut foarte mult, așa, și care a rămas pentru mine mereu un reper în astfel de situații. Apoi, Biserica Mafrocheni, izvorul tămăduirii Mafrocheni după titori, a
avea, cum aveau multe biserici din București sau din țară, nevoie de îndreptare unor lucruri, de refacere unor lucruri. Așa. A fost războiul și la sfârșitul războiului București a fost bombardat. Partea de la gara de nord și aici, în apropierea bisericii, bombardamentul a fost, am înțeles, pe mărturie, așa și din ceea ce am citit, a fost intens, așa. Și trei bombe au căzut din avion pe spațiul acela bisericii. Una pe casa parohială, care a fost însă atunci, construit era nou și doar un etaj l-a spulberat. A doua pe pridvorul bisericii și stâlpii i-a spulberat, coloanele acelea de la pridvor și cred că se mai pot vedea și acum așezate prin curtea bisericii. Pe o astfel de coloană am pus bustul lui Constantin Brâncuș, pentru că și Brâncuș își are o perioadă din viața lui legată de București și de Biserica Mafăgheni, după mărturii, cânta în corul bisericii și chiar se făceau aprecieri despre calitățile lui, așa. Și el a fost tot așa din mărturii, să spunem, un tip creștin. Ne-a arătat cineva, pentru că s-a făcut un film documentar și ne-a arătat poze de la Paris, așa unde s-a stabilit, că avea un stihar pe dânsul diaconez și că mergea cu lumânarea în biserică înaintea preotului, ceea ce este un lucru extraordinar, așa, să porți lumina înaintea Evangheliei, preotul când mergea cu ieșirea la bohotul mic, spunem noi, cu Sfânta Evanghelie, așa, și Brâncuș ducea lumânarea în fața Evangheliei Domnului Hristos, în fața luminii lui Hristos, purta el lumina aceasta. Și am spus că trebuie să marcăm lucrul acesta și doamna Silvia Ratu a realizat așa capul lui Brâncuș, pe care l-am pus pe una din coloane, chiar din acele coloane, și care este în curtea bisericii, ca să rămâie mărturie, pentru să fie o mărturie și pentru generațiile de acum, pentru că așa percepem noi, poate au fost și alte timpuri, dar așa percepem noi prezentul de acum, ca unul foarte agitat, așa, cu foarte multe provocări, că e foarte greu să ținem calea între atâtea provocări din toate părțile, așa, și să rămâie mărturie și pentru cei care vin despre acest gen, nu? Părinte, al artei. Dar vreau să merg pe departe. Asta vreau să vă întreb, s-a implicat în sfaturi? Da, s-a implicat artistice. Horia Berna nu era la biserică. Horia Berna nu era omul care să stea deoparte. S-a spus mereu aici că avea această lucrare sau această dispoziție părintească și pedagogică, așa. Peste tot unde vedea că e nevoie de se face ceva, venea cu sfatul dânsului, cu minte, așezat, spus într-un așa fel încât era primit întotdeauna și cei care îl primeau, chiar dacă erau speciali, arhitecți, spre exemplu, așa, cum am cunoscut eu aici, așa, erau foarte bucuroși și realizau de îndată așa lucru minunat, lumina care le vine de la Horia Berna. Deci biserica, și a treia bombă a căzut atunci pe clopotnița bisericii și a spulberat-o. Și în 94, când a venit paroh aici, biserica nu avea o clopotniță, erau niște bare de metal puse acolo și clopotul între ele jos coborâ și acolo îl băteau pentru slujbe. Și am spus că trebuie să facem o clopotniță la biserică, pentru că de aici începe spațiul eclesial. De când intri în curtea bisericii, nu pe sub clopotniță, și care ne pregătește până la ușa bisericii, așa, pentru dispoziția liturgică,
Așa, și apoi intrăm în spațiul consacrat care este biserica. Așa. Și am vorbit cu dânsul și cu un arhitect, cu un profesor de la arhitectură, Horia Marcu, lepădat sau lapidat, cam așa ceva, și a venit la... Horia Berne a fost deschis imediat, s-a luminat, s-a implicat în lucrare. A luat o hârtie și arhitectul era lângă dânsul și a făcut desenul. Și completa, uite, aici așa, aici așa, și dânsul ținea la câteva lucruri care sunt fundamentale pentru arhitectură, spunea dânsul, pentru că avea o pregătire și în direcția aceasta a arhitecturii. A făcut dânsul studii și aici. Și spunea că sunt foarte importante materialele cu care se realizează o construcție. Și spune piatra, lemnul și fierul puse așa, într-o sinteză, împreună, însăcând într-o armonie, sunt neîntrecute. Și atunci dânsul așa a făcut și propornița, a desenat-o și s-a sfătuit cu arhitectul și a ieșit propornița pe care au făcut-o acolo pe strada Monetăriei și care a fost apoi premiată în anul acela de Uniunea Arhitecților. Și nu este impunătoare, foarte mare, dar este foarte frumos proporționată. Și așa, piatra și cu fierul, așa și lemnul, așa, toate acolo au realizat o lucrare foarte frumoasă. Și trebuia, pe urmă, să facem și partea de împrejmuire spre strada Monetăriei, pentru că este biserica, izvorul Tămăduirii, grădinița și apoi școala Heliade Rădulescu, care și-a luat numele ulterior, că se numea școala 11, așa înainte. Și îi spuneam, domnul Berna, uitați ce gat frumos are școala aici făcută la mine. Și spune, părinte, noi trebuie să facem ceva care să poată să stea lângă ceea ce a făcut în mine. Să intre așa în dialog cu ceea ce s-a făcut. Și a făcut desenul la gardul acela din piatră, așa turnată, din fier, frumos, pe care l-a făcut și am, nu doar în fața bisericii, pentru că era în fața bisericii, ci între biserică și între școală era interpusă, situată grădinița. Și avea un gard de plasă grădinița, așa. Și atunci am vorbit cu constructorii care erau de la Enerco-Construcția, aveau un șantier foarte mare, Enerco-Construcția, mii de muncitori în țară, îmi spunea directorul atunci, nu știu, 4.000, 5.000 pe șantiere, așa. Și am spus, uitați, vrem să rezolvăm problema asta cu împrejmuirea acolo, pentru că este prima carte de vizită pentru instituție când mergi de unde așa și e și cu problema cu grădinița. Și au fost de acord, în sensul că dânsii au preluat, propunerea a fost a mea aceasta, a spus, vă dăm un ajutor, vă sprijinim. Și am spus, e mai bine, e foarte bine că ne dați ajutorul, dar pe care noi vi-l plătim dumneavoastră, semnăm actele și îl faceți dumneavoastră cu muncitorii dumneavoastră, faceți lucrarea, pentru că socotesc că așa e corect, ca nu un alt șantier să ia, beneficieze de banii aceștia, ci tot dumneavoastră, pentru că aveți șantier să-l faceți, și l-am făcut și în fața grădiniței până la școală și s-a rezolvat problema aceasta. Sigur că au fost și atunci și întotdeauna, oriunde se lucrează ceva, sunt și oamenii împotrivă, care zic, și spun, uite, s-au cheltuit banii bisericii făcând gard la grădiniță. Nu s-au cheltuit banii bisericii, a fost donația acestei instituții, bunăvoința lor, pentru că au spus, uite și școala, grădinița e tot a noastră, școala, grădinița și biserica, nu putem să rezolvăm una și alta, nu. Pentru că am fost la inspectorat și am vorbit cu directul general de la inspectorat,
Și dânsul mi-a spus o vorbă, poate n-ar trebui să o spun aici, dar eu o spun, poate nu aud. Dânsul cine? Nu știu numele și... A spus inspectorul, dar era inspectorul, nu era inspectorul general, era un director, unul dintre directori. Și m-a întrebat, de când este gardul acela, grădinița acolo așa? Și eu spun, grădinița, școala de acolo, e de la 1892 sau 94, deci de la sfârșitul secolului 19. Noi eram în 1994 și un secol, da? Ce mai poate să mai aștepte încă un secol gardul acela ca să-l facem? Pentru că noi avem alte treburi. Și biserica n-a spus nu. Și vreau să mai dau o mărturie aici. Asta trebuie să o audă lume. Când s-a pus problema ca să construiască școala, era nevoie pentru copiii din cartier ca să construiască școală. Aveau nevoie de o școală. Trebuia un teren pe care să se construiască școala de acolo. El exista un teren, dar erau terenuri private, proprietate privată. Nimeni nu a fost dispus ca să ofere terenul pe care să construiască școala și nici să se adune contribuție să cumpere acel teren. Ce s-a spus? Au spus așa, logica este corectă. Dacă e biserica și are o curte mare, de ce n-am construit școala în curtea bisericii? Pentru că și biserica și școala, nu? Sunt în aceeași lucrare. Înțelegem că biserica a donat ceva din... Nu a donat, tot terenul. Da, ideea a fost frumoasă, dar jertfa comunității, participarea, implicarea comunității, că numai acolo unde te implici și contribui, numai aceea știi să prețuiești așa. A spus, luăm de la biserică și m-a spus, și biserica n-a spus. A spus, da, așa, mă interfidea. Da, vă rog să mă lăsați să termin de-aia. Ca pe urmă, în anii după 50, să se întoarcă școala așa de pe curtea bisericii împotriva bisericii. Pentru că de acolo veneau și prin școală a fost folosită ca un mijloc. Așa de se întoarce la Hoia Bernea. La Hoia Bernea, da, de el este vorba aici. Deci Clopotnița, împrejmuirea s-a făcut așa, cu colaborarea directă a dânsului. Apoi, Hoia Bernea avea o cultură, poate prea mult spus, o cultură așa, un sentiment deosebit pentru Bucureștiul cu fântânile de altă dată. Și spunea dânsul, unde sunt fântânile din București, au dispărut? Pentru că mergeai pe o stradă, găseai o fântână și asta da o anumită așezare orașului. Am rămas fără fântâni. Și spune, păi uitați, suntem biserica care hrabă izvorul Tămăvirii, să facem o fântână aici. I-a plăcut foarte mult ideea aceasta și dânsul a făcut tot așa desenul și proiectul în care am făcut o fântână din marmură, așa, care este, încă mai este în curtea bisericii, așa, acolo, la un moment dat, vreau să o mute de acolo, că nu știu pe cine deranja, așa. Și aici a venit societatea, comunitatea și a oferit marmură, iar biserica a pus banii pentru manoperă. Dar totul s-a făcut sub îndrumarea, sub călăuzirea lui Hoia Bernea. Prima o realizat-o la Iași, a doua Clujul și a treia aici la Maiorie. Hoia Bernea a gândit-o. De la desen, de la zugrăveală, de la toate a fost acolo. Și pe vreau să aveam și pus mormântului acolo lângă, în fața grăziniței. Își odihnește veșnicia, se odihnește pe veci acolo, în curtea bisericii, în Pavlogheni. Chiar astăzi, am înțeles, a fost un parastas la căpătâiul lui Hoia Bernea. Părinte Ioan Cojan, să trecem puțin la această, am putea să zicem, fascinația lui Hoia Bernea pentru cruce. Și eu cred că vine toată această descoperire a crucii în locuri în care nu te gândești, dar pe care Hoia Bernea le vedea cu ochiul său de artist, vine din, cred, și din această admirație pentru lumea țărănească. A trăit la sat, era fascinat de țăranul român și a dedicat bună parte din viață ctitoriei
Muzeul Țăranului Român, dar în centrul tuturor demersurilor a stat această expunere sau intuirea crucii. Cum vedeți dumneavoastră, Părinte Ioan Bojan, această preocupare a lui Horia Berdea pentru cruce? Tema în sine pe care ați ridicat-o poate să cuprindă două ore. Eu aș rezuma răspunsul la faptul știut aproape de toți că domnul Berne a fost născut în ziua crucii și astăzi ar fi împlinit 82 de ani. Mai înainte de a începe, pe la ora 4, am vorbit cu doamna Bernea și ar fi dorit să fie aici și a exprimat regretul că nu poate fi prezent. Mulțumește familiei Xifta pentru găzduirea pe care o avem noi aici. Și tocmai discutam cu dânsa, după ce am făcut parastasul, că așa s-a îndătinat ca și parastasul să fie făcut de 14 septembrie și nu în ziua morții dânsului, adică în 4 decembrie. Sigur, acolo sunt și manifestări, ehramul și ctitorul nu purta numele Nicolae, și așa că aceste zile sunt dedicate mai mult, legate de altfel, cum a zis, nu numai de nașterea dânsului, ci legate sufletește de și deliberat și-a legat viața de Sfânta Cruce. Mai înainte de a face muzeul și de a deschide muzeul ca prima expoziție cu tema crucea, eu cred că ar trebui să amintim că el a avut viața ca o cruce, a fost unul dintre tinerii care la 14-17 ani și-a văzut legat în lanțul tatăl și dus de autorități noaptea sau seara, ridicat fără motiv, cum de altfel au fost mulți pe vremea aceea. Tatăl dânsului născut în 1905, generația aceea de aur, l-aș aminti pe părintele Benedict Ghiuș, părintele Dumitru Stăniloae, în 1903, Alexandru Mironescu, tot în 1903, oameni care nu numai că au pus umărul la clădirea acestei țări deja mari, dar au dat și sânge. Ei, așa și-a clădit viața domnul Bernea, pe cruce. Când avea nevoie de tată, tatăl era în închisoare, apoi în domiciliu forțat. Mi-amintesc că expresia unei mari personalități a României, dar nu vreau să-i spun numele, cred că o recunoașteți, care spunea, atunci când am avut de mamă, n-am avut mamă lângă mine, când am avut nevoie de tată, n-am mai avut tată. Nu-i spun numele pentru că mie mi se părea că se plânge. Domnul Berne nu era un plângăcios, de aceea a stat pe cruce. Și după ce viața lui a prins contur și era pe picioarele lui, a socotit să nu coboare de pe cruce. Un lucru care m-a mișcat foarte mult, care m-a cutremurat și pe care îl spun tinerilor care pleacă urechea la ceea ce spun eu, era tocmai că
deși era tânăr, deși era un om plin de viață, nu își pierdea cumpătul. Gusta, așa cum spun părinții la pateric, din toate câte puțin. Nu mă pricep la artă și nu vreau să spun în domeniul acesta, dar pictorii au spus că au încercat toate, în toate domeniile. Cât privește spiritualitatea, fără a se dezrădăcina, a citit orice. Din culturile a tot ceea ce a socotit că e necesar pentru a cunoaște. Toate acestea însă îl ajutau în măsura în care el a fost un om care a muncit. Deci nu i-a trebuit necazuri în viață ca să fie, să depună efort, ca să stea pe cruce. E impresionant să spună un om că a mers la Poiana Mărului și a propus de acasă să stea 3 luni, 100 de zile sau cât a stat, și în fiecare zi se picteze 3-4 lucrări. Uneori o lua cu centimetru. Deci, vrei, nu vrei. Îți place, nu-ți place. Ție somn, ție foame. Astfel de oameni se formează ca să poată rezista nu neapărat la prigoană, nu, la ispite. Se poate depăși ispita, nu? Așa spune părinte profesor. Fericit bărbatul care rabdă ispita, care suportă, care stă pe cruce. Cred că în cheia aceasta aș citi eu iubirea lui Bernea, a Domnului Bernea pentru cruce, îndrăgostirea lui de ceea ce îi însemna crucea, nu pentru că era suferință, ci pentru că era convins că aceasta duce la înviere. Nu era un om care să demonstreze, nu. Se a spus și aici și s-a spus și ieri, era un om care căuta, a spus și dumneavoastră, un om care căuta, dar căuta într-o direcție clară. Deci nu bâșbuia, dar căutările lui au rămas până la moarte. Căutări. Cum îi spunea și părintelui, a doua biserică. Pot să spun că, într-un fel, dacă tot au mărturisit părinții despre Planșe, așa l-am cunoscut pe domnul Bernea, domnul Costion e aici, m-a invitat, i-a spus să mă duc în sala unde de ședințe, acolo mi-am desfășurat și o Planșă, și când a intrat, nu s-a uitat la Planșă, s-a uitat la mine. M-a măsurat din cap până în picioare și pe urmă a zâmbit și m-a întrebat cât am la înălțime, pentru că nu cred că era obișnuit să întâlnească oameni mai mari decât el, mai înalți decât el, pentru că întotdeauna era cel mai mare. Și pe Planșa aceea, tot așa, a schițat. Era Planșa cu întreg ansamblul mănăstirii, eram la început, în 94, 93 chiar, în toamnă, când am hotărât să mutăm mănăstirea pe alt amplasament. Eu așa l-am văzut, așa l-am cunoscut, ca un om care în același timp stătea pe cruce, nu avea de demonstrat la nimeni nimic, nu avea de mărturisit nimic, în mod special, pentru că însăși viața lui era o mărturisire. Vedeți? Trăim zile în care viața religioasă se pare că devine tot mai subțire. Nu. Devine, și ar trebui să avem curajul și noi preoții, să privim la ea că devine așa cum e.
N-are rost să folosim pompe de umflat, vise sau imagini. Nu. Biserica este mama. Noi suntem fiii bisericii care cât vrea. Risipitori, rătăciți, întorși acasă sau răzvrătiți. Mama rămâne tot mama. Tatăl cel ceresc este statornic în cele ale sale. Eu așa l-am văzut pe domnul Bernea, ca unul care tot timpul căuta să trăiască statutul de fiu al bisericii la alt nivel pentru el și dacă poate fi de folos celorlalți. Cred că aceasta este crucea și cred că domnul Costion, cum îi place să spună la câte un om, a fost, Bernea a fost o cruce de om. Da. Părinte profesor Constantin Coman, această cruce de om, Horia Bernea, pentru că a știut să-și asume crucea, a fost și un om foarte curajos. Trebuie să menționăm faptul că în vremea comunismului, când existau, preocupări pentru teme neutre, necontondente, să zicem așa, pentru regimul respectiv, Horia Bernea alegea să picteze interioare de biserici, turle de biserici, lucruri care trimiteau la acest spațiu eclezial și la fel l-am auzit spunând că eu făceam lucrul ăsta pentru că Ceaușescu dărâma biserici. Era modul de a, modul de a protesta sau de a, de a lua atitudine. Arta e așa ceva, nu? Poate fi. N-am cunoscut personal această latură de protestatare a domnului Bernea. E posibil să fi fost, dar fiindcă s-a dus vorba despre curaj, eu am simțit la domnul Bernea un curaj mult mai înalt, să spun, sublim, decât acesta de a protesta împotriva cuiva. Și anume un curaj despre care Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește foarte frumos, spunând că unde este sfințenie, este îndrăzneală multă. Îndrăzneală, domnul Bernea avea o îndrăzneală care venea dintr-o inimă și dintr-un cuget fără vicleșug, care stătea drept în fața lui Dumnezeu. L-am simțit din punctul ăsta de vedere, deși nimic din cele omenești nu erau străine, am avut bucuria să fiu în casa dânsului, să particip la mesele frumoase pe care le-a organizat dânsul cu prietenii de înaltă ținută socială, așa mai departe, bucuria cu care ne servea, tipicul cu care ne servea și celelalte. Îi plăcea muzica, știm cu toții, jazzul îi plăcea foarte mult, îmbrățișa totul. Avea o capacitate extraordinară de a îmbrățișa, dar cu cuget curat, ceea ce e foarte important. Nu l-am simțit atins în vreun fel anume demonstrarea de cuget sau de conștiință. De aceea este foarte important. Nu că n-ar fi făcut lucruri, dar spune Sfântul Apostol Pavel, e foarte important cum te așezi față de lucrul pe care îl faci. Dacă ești slab la cuget și percepi lucrul respectiv ca fiind greșit sau păcătos, nu-l face. Dacă ești tare în cuget și curățești lucrul într-un fel anume, știi că nu este rău, fă-l. Domnul Bernea avea această capacitate și vine acum în minte un subiect care s-a discutat între exegeții picturii domnului Bernea și nu i s-au găsit răspuns. Pe una sau mai multe din pânze, nu știu, dar eu știu, pe una dintre un apare la un moment dat un prapure și un nut. O coloană, cred. Și prapure. Și cu prapure. Eu prapure am în minte. Da. Și e o zminteală, pur și simplu. E o zminteală pentru un om de rând, pentru o conștiință, să zic așa,
confruntată cu neputințele și slăbiciunile felul omenești. Dar dânsul să aibă așa o îndrăzneală, trebuie că a avut un suport foarte serios. Și eu pe mine mă mângâie mult lucrul ăsta, pentru că simt ca preot, de exemplu, nevoia acestei exorcizări pe care biserica ar trebui să o facă a făpturii umane ansamblu ei și a trupului de asemenea. Și nevoia, pentru că atât de mult a fost murdărit, atât de mult a fost, cum să zic, încărcat, încât am ajuns și noi într-un chip foarte manicheist să urâm și desprețuim trupul, deși ne folosim de el. Domnul Berna îl exorcizează și îl pune în icoană aproape, ceea ce este un curaj, o îndrăzneală fabuloasă. Cred că dacă ai ochii curați, nu te zmintește tabloul acela. Dacă însă n-ai o privire curată, te va zminti tabloul deci, acela. E o provocare a privirii. E o provocare foarte mult, dar asta numai oamenii de mare, ținută, să spun așa. Domn Bernea, așa l-am simțit eu, cât l-am simțit, făcând asociere și cu zona noastră teologică, să spun așa, a părinților, a marilor creatori de literatură și de spiritualitate, dacă vreți, Domnul Bernea vedea, cum să spun, în duh lucrurile. De aceea și, așa cum spuneam, tablourile dânsului ne propun fața aceasta dumnezeiască a făpturii, a creației lui Dumnezeu, inundată de Duhul Dumnezeu și frumusețea ei extraordinară. Aceste lucruri nu se închipuiesc, nu pot fi prelucrate, prefabricate, așa cum părinții. Teologia părinților nu este un rezultat al unui proces intelectual de silogisme și raționamente, nu. Teologia părinților este o mărturie a lucrului văzut și împărtășit, înainte de orice. De aceea și siguranța, puterea acelui cuvânt, de aceea și, iată, puterea și bucuria pe care tablourul Berna ce o împărtășesc. Înainte am văzut și noi, doamna preoteasă, această expoziție de la și te întorci pur și simplu plin de bucurie după ce privești aceste tablouri. Parcă te împărtășesc și cred lucrul acesta. Au forța împărtășirii. Această forță împărtășirii de care toată făptura se împărtășește. Toată făptura mustește la dumnezeire pentru că o ține Duhul Dumnezeu până la cea mai mică componentă a creației. Noi nu vedem, din păcate, ochii noștri sunt întunecați în mintea noastră, mai ales. Un artist ca domnul Berna vede acest lucru și ne face părtași. Pictura dânsului poartă această forță de împărtășire. Așa e cuvântul cheie la părinți, vedere și împărtășire. Vederea, de altfel, este ea însăși o primă împărtășire. Vederea nu este simplă de la distanță contemplare, este o împărtășire de realitatea privită. Și mintea, spun iar părinții, această minte care este curățită tocmai de îndrăzneala, de sfințenia lucrului. Omul face foarte multe lucruri rele, să spun, și păcătoase, dar se încarcă foarte mult în conștiința lui cu lectura morală a lucrurilor sau imorală. Se încarcă foarte mult și cade în capcana zbaterii de a fi bun din punct de vedere moral. Și de aici complexe, frustrări, de aici toate, cum să spun, cugetele diclene care ne torturează și ne împiedică să ne deschidem. Bătălia mare e acest la nivelul minții, la nivelul conștiinței, să ne descărcăm de aceste complexe. Domnul Berna era un om liber, așa l-am simțit eu, fără complexe, care se deschidea dumnezeirii. Mi-aduc aminte, în biroul la dânsul acolo, ne duceam și pe capul dânsului, să stăruiam să ne facă, să ne termine, să nu știu ce. Dânsul vorbea cu noi și în același timp mâna dânsului desena cruci. Cruci, nesfârșit de cruci, vă amintiți? Acestea care sunt peste tot acum publicate și în foaiele de ambalaj a Muzeului Țăranului. Cruci, 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 deci
era ceva care funcționa, să spun așa, atât de firesc. E o lecție pentru mine ca teolog, atunci am simțit cât de greșit ne plasăm noi ca teologi, simulând sau invocând sau insinuând o anumită exclusivitate foarte greșită a teologii, a teologisirii. Nu. Iată, un artist, un pictor teologisește mai adevărat ca noi. Un medic de asemenea poate teologisi mai adevărat ca noi. Pentru că, sau orice altă dar pe care Dumnezeu, cu multă în lui înțelepciune, l-a împărțit. Nu l-a dat unuia singur toate darurile. Toate darurile le-a împărțit tocmai ca împreună, adunându-se să facem întregul. Dar toate darurile împărțite vin de la același Duh, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Acesta pe mine m-a îmbogățit foarte mult și m-am rușinat în fața domnului Bernea. Pentru că discursul dânsului teologic, deși avea și o cultură, o informație teologică, citea părinți, sfinți părinți și filocalii și așa mai departe, dar nu acolo era greutatea și autoritatea discursului dânsului teologic, ci în experiența nemijlocită a dumnezeirii. Pentru că dânsul gândea, dânsul nu gândea, gusta, vedea cele dumnezeiești, pulsul Duhului dumnezeiesc în această creație, pe care noi, deși preoți, uneori, n-ajungem să-l gustăm. Îl prefacem, ne-l închipuim, îl discutăm, îl speculăm, îl scriem în tratate, dar n-ajungem să-l pipăim, să-l gustăm, să-l vedem, să ne umplem mintea de el. Atât de evident, atât de direct, cum o făcea domnul Bernea. Cred că l-am întrebat odată eu sau altcineva, domnul Bernea, de ce nu faceți icoană? Acum îmi dau seama cât de greșit era întrebarea, pentru că toată pictura lui este icoană. Ce este icoana de fel? Ce este icoana? Icoana este înfățișarea creației împărtășită de Duhul Dumnezeu. Chipul omenesc, icoanele noastre, chipul omenesc, care este în care se face străvejie prezența dumnezeiască. Așa erau și picturile dânsului și nu numai ale dânsului. De aceea te simți inundat de bucurie, de pace, de dar extraordinar. Și dânsul a fost un vas ales, să spunem. Un vas ales, ceea ce e important, și a avut conștiința acestui lucru. Sigur, regretăm că l-a luat Dumnezeu atât de repede. Ne gândim cât de multe ar fi mai făcut domnul Bernea în cei 20 de ani. Cât de mult ar fi ajutat pe cei de împreună cu dânsul, lucrători, pe intelectuali și pe noi, preoții, să ieșim din chingile acestea ale, cum să spun, profesionalismului, să spun. În fine, eu dau slavă lui Dumnezeu că l-am cunoscut, între oamenii, mulți oameni am cunoscut, dar domnul Pera rămâne așa un suflet, îl pomenesc cu drag, mai spun un lucru, una din tainele bisericii, pe care dânsul o trăia foarte realist, în tainele bisericii. Îl pomenesc pe domnul Bernea cu drag la fiecare dumnezească liturghie și cu evlavie. Și mă minunez de fiecare dată în ce companie îl pomenesc. Și vă spun acum compania în care îl pomenesc pe domnul Bernea. N-ar avea nicio legătură cu faptul că dânsul a fost cine a fost, ci s-a așezat în compania celor care s-au sfârșit în acea perioadă în jurul meu și pe care i-am așezat în pomelnic atunci. Și zic, Horia Mihai, care este domnul Bernea, grupul. Laurenția era o studentă care a murit la 22 de ani de cancer, studentă la teologie, și care a murit într-un fel în brațele meu, să spun, preot fiind, în spiritual, duhovnic cu ei, m-am dus la... În perioada aceea s-a sfârșit. Mormântată la Cernica. După aceea Irina. Irina este fata părintele profesor Nicu Moldovan, care a murit în aceea perioadă. După aceea, Horia Mihai, Laurenția, Irina, Daniela, Gabriel. Gabriel este tatăl unei fete care venea la mine la biserică, lucra la radio, cu partea tehnică, și care a murit tânăr și a rămas tot în acea perioadă, Gabriel. După aceea, Bogdan, Mihail și Bianca, doi tineri care au murit într-un accident. Mă rog, Valentin, un medic apropiat de familie care a murit tânăr, era un radiolog și a murit de cancer. Aceasta e ceata
în care cunosc pe domnul Beneac. De fiecare dată mă întreb de ce. Ei bine, ei bine, în fața lui Dumnezeu, așa este biserica, cea care ne unește fără să țină seama de niciun alt factor profesional de asociere în vreun fel anume. Și oameni definiți numai de raportare la Bunul Dumnezeu. Și am zis să-l scot pe domnul Berea de acolo, să-l așez în altă ceată și nu pot să-l așez în altă ceată. Îl las încă în ceata aceea și mi se pare atât de firesc și mă tem că nu-l deranjează ceata aceasta, pentru că dânsul era un om cu o forță de îmbrățișare. Așa l-am trăit eu, să spun așa, cu o forță de îmbrățișare extraordinară. Cred că dânsul, și aceasta este vocația bisericească. Bisericească înseamnă aduna împreună, pe toți, a îmbrățișa pe toți. Asta este vocația bisericească. A pune la un loc contrariile, iată despre care vorbeam. Mi-aduc aminte una dintre expoziții dânsului personală, retrospectivă foarte mare, la Palatul Regal, la Muzeul de Artă acolo, unde am participat și eu. Țin minte că au cântat băieții Părintele Iustin pentru prima dată Psaltichie, atunci frumos, așa în public, mi-aduc aminte, poate pentru prima dată sau mă rog. Și am fost impresionat și eu de faptul că a domn Berenea venise de toată lumea, din toate partiduțele, din toate așa, care greu s-adunau toți la un singur om. Acest lucru l-am sesizat atunci, mi-a spus cineva, discutam, uite câtă lume a adunat Berenea. De toți, Berenea avea această forță. A putut să stea în prietenie cu Sorin Dumitrescu, de exemplu, pe care n-au rezistat mulți în prietenie cu Sorin Dumitrescu, datorită personalității lui extraordinare. Berenea a rezistat până la capăt. Sorin Dumitrescu, îmi pare rău că domnul Sorin nu este prezent în aceste zile, dar nu mă îndoiesc că cu Duhul este prezent și face pomenirea de cuvință domnului Berenea, care a fost un prieten, deși nu semănau prea mult. Mi-aduc aminte, dacă m-a îngăduit să mai spun un singur lucru, îmi vine în minte acum domnul Berenea fiind foarte prezent, așa în cetate, cum se spune. Și după Revoluție, atunci, biserica a fiert și ea un timp, câțiva ani, oamenii biserici a fiert, nu știu dacă bine sau rău. A fost o zbatere, o agitație. Și s-a trezit un pic mișcarea laicatului. Sigur, în fruntea Sorin Dumitrescu, Horia Berenea, se făceau întrunirii la Muzeul Țăranului. Mi-aduc aminte una dintre ele, care am participat și eu, întrucât a fost invitat Hristos Ianaras, filozoful și teologul Hristos Ianaras. A fost o săptămână în București, a fost foarte interesant. A fost o întâlnire cu laicatul la Muzeul Țăranu și era la pupitru acolo Sorin Dumitrescu, Horia Berenea și Hristos Ianaras. Iar în sală erau toți intelectuali mari, cu Paleologul în frunte, cu Alexandru Duciu, cu toți ceilalți, cu Fora, cu toți ceilalți, și tineretul, generația mai tânără. A fost o dezbatere acolo foarte frumoasă, dar la un moment dat s-a aprins duhul ăsta critic la adresa preoților, încât, deși timid în sinea mea, m-am avut curajul și m-am ridicat la un moment dat, am avut o replică nu tocmai potrivită, dar până la urmă m-am împăcat că totuși n-am tăcut din gură și am zis ceva. Și am zis, domnul Sorin, domnul Ianaraș, domnul Berenea, de ce nu v-ați făcut sau nu vă faceți noastră preoți să aibă și biserica niște preoți cum trebuie, culți, cu perspectivă, așa, ce nu faceți noastră preoți să aibă și biserica preoți? A răspuns domnul Ianaraș, a spus că e o chestie de vocație preoția, dar n-am avut curajul atunci să răspund, am avut răspunsul mult mai târziu. Atunci întrebați-vă de ce Dumnezeu își alege preoți ca noi și nu ca dumneavoastră. I-aș fi zis altă dată, dar mult prea târziu. N-am mai apucat că atunci nu mi-a venit. De ce Dumnezeu își alege preoți de ăștia neisprăviți și netrebnici? Și nu își alege din... Și nu e deloc întâmplător, pentru că de la începuturi Domnul Hristos și-a ales niște oameni simpli, niște pescari, care a activat și a făcut, nu intelectual. Dar altfel, sigur, domnul Berenea s-a... Nu poartă, în mintea mea cel puțin, pecetea sau titlul ăsta de intelectual. Nu este un intelectual, domnul Berenea.
este orice altceva, este totul, dacă vreți, dar nu, nu pot. Și atunci, dacă ar fi să-l certe Sfântul Apostol Pavel cum îi ceartă pe intelectuali în Epistola Antică de Corinteni, domnul Bernea n-ar fi între adresanți. Ceilalți ar fi. Domnul Bernea n-ar fi între adresanți. Cred că a avut simțul lucrurilor și în niciun caz, iată, nu s-a rușinat cum ceilalți, vădit și uneori chiar public și manifest în scris, se rușinează de chipul ortodoxiei. Se rușinează de colat și de colivă. Domnul Bernea a pictat foarte frumos masa de prinoase cu lumânări. Ce minunăție, hrană, ce minunăție, ce minunăție. Ceilalți se rușinează de simplitatea chiliei călugărești. Domnul Bernea a afișat-o la muzeu, chilia Părintelui Cleopa. Extraordinară. Și în chilia Părintelui Cleopa știm cu toții, se întâlneau și icoane de acelea, de hârtie, de tot felul, și roz, și de toate, nu știu ce, și șuba, și toate grămadă acolo. Domnul Bernea nu s-a rușinat de chipul acesta al ortodoxiei. Și de multe altele. Adică vocația intelectualilor creștini ai noștri, așa cel puțin percep eu, este să se întemeieze pe tradiția teologică apuseană, care se pare mai elevată, mai potrivită cu dânsii. Și într-adevăr este mai potrivită. Numai că este, cred că și domnul Bernard ar fi spus, mai lumească, mai departe de duhul, de miezul lucrurilor. Zic și eu așa, într-o atitudine apologetică, cum ar spune colegul aici, Părintele Dumitru Pintea. Așa, domnul Bernea, și sigur că despre domnul Bernea multe lucruri și-ar spune, mai mult cei care l-au din aceeași breazlă cu dânsul, dar și noi, a fost dânsul. A mai spun un lucru totuși închei, pentru că, apropo, tot în seria aceasta cu implicarea în problemele cetății, în 96, cum știți, vă aduceți aminte, a câștigat președinția domnul Emil Constantinescu. Și noi pe acolo, deși nu aveam îngăduință cu tineri, studenți, nu știu ce, eram entuziasmați de faptul acesta. Participasem la campanie, mai mulți studenți, un grup de studenți, ai noștri, sărace, peste tot. Și în discuțiile noastre acolo, măi, haide să ne gândim la cineva pe care să-l propunem consilier pe culte și cultură la președinție. Și ne-am oprit cu toții la numele domnului Bernea. Nu știu dacă ți-a pe domnul Costion. Și ne-am dus la domnul Bernea și am zis, băi, și lăsați, părinte, lăsați-mă, dar am treabă aici cu muzeul, nu știu de chestia asta. Dom'le, nu ne-am lăsat, până nu l-am convins. Băieții care fusese în campanie cu domnul Emil Constantinescu îi transmiteau și dânsul în principiu, așa că e de acord. În fine, s-a dus la Cotroceni domnul Bernea și a fost trimis într-o primă misiune la Preafericitul. Preafericitul era un pic temător de această schimbare, fiindcă dreapta de fiecare dată s-a arătat certăreață la adresa bisericii și acum, nu știu dacă o mai face, certăreață și amenințătoare, cum se spune. Și atunci, mai ales după prima perioadă în care cineva, alternativa, așa, liniștise mult biserica, acum se temeau de... Și domnul Bernea se duce din partea domnului președinte cu un mesaj de liniștire totală. Spune prea fericitul, stai liniștit, că nu e o problemă, că nu știu cele mai bune intenții. Și a rămas la Părinte Patriarh Teoptist vorba aceasta. Mulțumesc domnul Bernea, spune domnul președinte, când transmite acest mesaj, dar mai mult îi mulțumesc când îl transmite prin dumneavoastră. Și n-a fost o curtoazie numai. Părinte Patriarh avea un simț extraordinar al oamenilor și tare s-ar fi bucurat ca Bernea să fie cel care să contribuie la o așezare într-o normalitate a relațiilor între biserică și stat, care sigur a ieșuat rapid. A doua săptămână au aflat că pe postul de consilier pe cult de cultură a fost numit un anonim medic din Focșani, nomina odioza, reținut, după aceea și a doua. N-a mai fost chemat la a doua misiune, noi rușinați până peste poate, studenții și așa mai. Dar
s-a sacrificat, iată, gândind, și într-adevăr, domnul Berne ar fi fost cel mai potrivit să articuleze după o perioadă de întrerupere și de tensiune între stat și biserică, să articuleze din nou, firesc, la firescul lui, funcționarea bisericii de instituțiile statului. Domnul Nae Constantinescu ne-a spus, da, gata, dar nu e rezolvat, dar domnul Nae, stați așa, că e o complexă problemă. Nu se rezolvă numai fiindcă aveți dumneavoastră bună intenție. Deci sunt pârghii multe instituționale care trebuie să funcționeze, să nu mai... Firesc, iată, tronul acolo, președintele la biserică, la steată, etc. Domnul Berne era atât de potrivit, însu n-a fost de niciun fel de cineva respins. Toată lumea îl îmbrățișa, ierarhii și preoții. Cum spunea dânsul, ce făcea dânsul, că nu-ți mintea pe nimeni. Era foarte, foarte, foarte adevărat. Și s-a și dovedit după aceea relația dânsului cu ierarhia noastră, cu coperta înaltului Andrei la Pateric, dacă vă amintiți, și la celelalte din izvoarele. Celelalte. Atât de bun ar fi fost în zona asta. A rămas nereglată această problemă, din punctul meu de vedere, în continuare. E o jenă, e o nefiresc, e o, între instituția de stat și statul ca atare, președinția, guvernul și partea bisericească, care presupune o ecleziologie foarte, foarte, o cunoaștere serioasă, ce e biserica, cum funcționează ea, din perspectiva răsăriteană ortodoxă. Că cei mai mulți funcționează cu modelul apusian, cum spuneam. Părinte profesor Constantin Paul. Am lungit cuvântul, mulțumesc mult și mă opresc pentru seara aceasta. Să pasăm microfonul părintelui profesor Dumitru Pinta. Am reținut că în ultimii ani părinte Pinta a fost duhovnicul lui Horia Berna și că se apropia cu o evlavie deosebită față de tainele acestea ale mărturisirii și părtășaniei, ne-ați spus. Ați avut discuții despre moarte, conștiința morții, cine a ales locul de îngropăciune acolo, în curtea bisericii? Au fost asemenea discuții? Nu am avut astfel de discuții despre moarte. Iar locul nostru era despre viață. Și Hoia Berna nu făcea nimic ostentativ. El venea în firescul lucrurilor, în viața bisericii. Era felul în care aborda problemele și teologice și problemele etice, așa. Da. Era un mod profund, firesc. Era pentru mine instructiv felul în care dânsul așeza lucrurile în felul în care îl făcea. Și a fost o relație absolut așa de firească și duhovnicească și creștinească. Mă gândeam că pe lângă lucrurile care s-au spus aici legate de, a spus copiosul așa de starețul, legate de crucea în viața dânsului, evenimente care sigur că au accentuat trăirea duhovnicească și a credinței și au oferit un sprijin și care au rămas o remarcă, au rămas un reper. Eu socotesc că au fost și altele tot atât de profunde sau mai profunde decât aceasta, care merg la fundamentele atât ale credinței cât și ale artei. Teologia și creștină, teologia ortodoxă, este o teologie a vederii. Am adus părintele Constantin vorba aici despre lucrul acesta. Dar e o teologie a vederii, nu că doar că rămâne la aspectul acesta sensibil al vederii, pentru că în limba greacă oida înseamnă și am văzut și știu a cunoaște. Așa. Deci e dimensiunea vederii și a cunoașterii, vederea care implică cunoașterea. Credința creștină este una a vederii, experiența creștină e una a vederii. Așa se încheie Sfânta Liturghie. Am văzut lumina cea adevărată. Dar și ce am făcut?
Nu? Am gustat. Nu? Cele cerești am gustat aici pe pământ. Și pentru aceasta știm acum, mărturisim într-o cunoaștere, facem lucrul acesta. Nu întâmplător. Ori asta este tot pe această dimensiune fundamentală a vederii. Merge, pentru că ea oferă vederii frumusețea pe care Dumnezeu a așezat-o, sau mărturia creată a frumuseții necreate a lui Dumnezeu așa. Și lucrul acesta îl întâlnește teologul și artistul. Și cu cât într-un teolog este partea aceasta, sensibilitatea artistică acceptată, este spre folosul lui, și cu cât un artist așa are dimensiunea aceasta teologică a vederii, cu atât capătă profunzime, iar teologul capătă expresie, așa, în simțirea, în experiența divină. Eu socotesc că acesta este un lucru foarte important și că lucrul acesta a contat pentru Horia Berne, așa. Mă bucur foarte mult de toți intelectualii. Eu, spre deosebire de Părintele Coman, îl cred pe Horia Berne, că a fost intelectual și că a fost unul de marcă, că a fost unul autentic, că a fost unul profund, așa, fără sciziuni, așa, între o cunoaștere și între viață și între credință și mărturisire. Și cu multă nădejde privesc spre toți intelectualii. O națiune are nevoie de intelectuali. Cât mai mulți intelectuali într-o națiune, așa, ca să o lumineze, pentru că lumina vine din toate părțile, așa, să zidește așa. Și are nevoie, în aceeași măsură, de intelectuali. Dacă e posibil ca aceștia să fie și profund creștini, dacă ei nu sunt apologeți, cum am spus eu, lucrarea lor este tot apologetică. Că prin ceea ce ei fac, așa, intelectualii de marcă, nu? Așa, e o mărturie a lui Dumnezeu în toate, a Logosului Divin. Pentru că așa ne-au învățat părinții, că toate lucrurile bune pe care omul le gândește și le face, le spune, sunt o rodire a Logosului, a înțelepciunii divine, și se instituie într-o mărturie, într-o mărturisire. Așa, și că ei fac acest apostolat din spațiul lor, așa. Și îl fac într-un mod frumos, așa, mărturia pe care o aduc atunci. Și pentru asta eu îmi doresc ca să sporească numărul lor, să fie tot mai mult și tot mai să se ridice tot mai sus, ca prin ei să se ridice așa, națiunea. Aș aduce acum în discuție, cred, o ultimă temă, că ne apropiem de 2 ore și dacă considerați că mai e ceva de spus, spunem, dar mă gândeam acum să vorbim puțin despre, la fel, avea o aplecare spre rânduiar. Și cred că tot din lumea țărănească, lumea satului, îi venea această aplecare spre rânduială, prefera cuvântul celuilalt, care înseamnă ordine, cuvântul rânduiala. Și la fel am citit undeva, a răspuns la o întrebare sau a făcut o mărturisire că nu i-ar fi fost cu totul nepotrivit să fie monah. Spunea, avea așa o aplecare și spre viața aceasta singuratică a monahului. Ați simțit această înclinație, Părinte Coman? Ce am simțit, dacă este să mă gândesc acum spre o rudenie, să spun așa, între dânsul și vocația monahală, iată dimensiunea ascetică de care spuneați, a nevoinței în rânduială și a jerefelniciei. Deci n-aș putut să fac atâtea lucruri fără o nevoință, fără o rânduială în viață. Și am citit și eu în mărturile Sârbulescu, că Mihai Sârbulescu la un moment dat câtă rânduială avea spre deosebire de dânsul, care era mai puțin rânduit. Și o rânduială ascetică,
program care cu foarte multă rigoare îl păstra. Dar în rânduiala asta includea și ascultarea de ceva. Nu l-am cunoscut în direcția asta, am cunoscut însă o foarte firească asumare a preoției bisericii, foarte frumoasă. Ca la dânsul la nimeni de aceea m-ar fi plăcut să fie în seara aceasta Părinte Toader Crâșmariu aici, pentru că în câteva împrejurări mi se părea că îl privea pe Părintele Toader ca pe întruchiparea preotului prin excelență. Călca, cum spuneam, preot, era îmbrăcat preot, era un pic plinuț, așa, și domnul Berlea l-a admirat. Și în vorba dânsului simplă, fără prea multe complicații, avea simțământul ăsta al preoției, care este un dar, sigur, special în biserica noastră, îi demonstra tot cu această capacitate a dânsului de discernământ, de a discerne, de a înțelege lucrurile. Dincolo de asta, nu știu, poate că, sigur că ar fi avut un om care reușește în breasla dânsului, în profesiunea, în vocația dânsului, ar fi reușit aproape în oricare dintre ele. Pentru că Dumnezeu, când ne cere la pateric, vedem, părinții ating de săvârșirea într-un singur lucru, un singur lucru mic. Spune cineva la un moment dat, Ava, ce ai dobândit în atâția ani când ai stat în așa, și zice, nu m-a văzut soarele niciodată mâncând. Și aia era performanța dânsului. Nu m-a văzut niciodată soarele lumii. Dar frăția ta zice, dacă mi-aduc aminte bine, zice, nu m-am culcat niciodată supărat pe cineva sau mânios pe cineva. Deci altă pe mică performanță. Dar tocmai pentru că într-un singur lucru se atingea desăvârșirea, perfecțiunea, cum spune, măsura de plinătății, care e foarte greu de atins. În lupta, de exemplu, cu gândurile, părinții termină cu patimile directe, grosiere și așa mai departe, și pusnici și rămân să se lupte cu gândurile. E bine, poți să te lupți cu un gând ani de zile, cu ispita gândului, să spunem așa, până îl biruiești. Era și o iradiere așa de cerească, dumnezeiască. Și a continuă, trei zile, da. nu a fost pauză. Da, trei zile. Nopțile erau zi și ziua zi, în continuare, n-a fost sincope așa. Toată lumea care venea cu rugăciune... Acum să mărturisesc eu o nedumerire încă. Nu sunt foarte convins că a fost bine să fie mormântat la biserică acolo, deși el a fost foarte apropiat. Pentru că mă gândesc că trebuia să fie într-un cimitir. La Cernica, de exemplu, într-un cimitir, sau la Bel, într-un cimitir, împreună. Eu trec pe lângă Marogheni frecvent și nu intru la plângă lumânare. Dacă era la cimitir, cred, zic, poate e putința mea. O ducea special la Domnul Bărnă să plângă lumânare. Este un gând, da, un gând, atât. Dar poate că dânsul, așa încet. În tradiția noastră creștină, mormintele sau cimitirul nu era în afară bisericii. Era în jurul bisericii. Da. Și comunitatea acolo, în jurul bisericii. Un cartier se constituia, se forma în jurul unei biserici. Era o biserică și jurul lui, cum se și Marogheni, tot așa. Noaptea în viere. Ea era centrul acolo, jurul. Noaptea în viere se mergea la morminte să se vestească. Mergea la viere și aprindeau la alături la morminte, aprindeau lui. Părinte Ion Bojan, voi să ne arătați ceva dintr-o legat de ceea ce ați provocat, această, vă zic un gând, pentru că amintiți și de monahism, în primul rând aș vrea să transmit părerea de la Părintele Toader, că n-am putut fi prezent, tensiunea avea destul de mărit, am reușit înainte de a începe cu dânsul și a spus că îi pare că nu poate fi prezent, dar cred că, așa cum a spus Părintele Profesor, era o mărturie potrivită aici
în a îl a transmite cum îl simțea pe domnul Bernea. Locul meu nu trebuia să fie aici, ci trebuia să fie acolo între fiii duhovnicești care organizează și care sunt și spectatori, însă fără să țin locul cuiva, am zis să fiu alături de părinții profesor și pentru că vorbea cu monahism, cred că printre profesorii specialiști în spiritualitate, cuvântul monahului în pateric și citatele dânsului ar fi suficient, dar fără a aduce o mărturie tot așa din experiența mea personală, pentru că rânduiala de altfel, pe lângă faptul că lasă libertate și celuilalt, dar mai mult decât atât, rânduiala mă eliberează în primul rând de mine însă. Eu, dacă spun că asta e părerea mea, niciodată nu o să știu decât dacă îmi taie voia și părerea mea în favoarea unei rațiuni superioare, dacă se poate, pentru cei care cred, rațiuni supreme. De acolo de altfel vine și tradiția care întotdeauna ar trebui să se scrie în Sfânta Tradiție, care de altfel nu e altceva decât cuvântul lui Dumnezeu în dialog cu omul început în Rai și după aceea a continuat până la Moise doar prin viu grai și după aceea prin Moise a început să fie transmis și prin textul Sfintelor Scripturi ale Vechiului Legământ și apoi ale Noului Legământ. Sau, hai să spun, unul care e cât o piatră, o cruce de piatră, și unul cât un lemn, un lemn cald. Ctitor e un cuvânt poate prea tare ca să rămână singur și numai bine cuvântul prieten, așa cum spuneau părinții, care te cuprinde și care încălzește totul. Zi l-am întâlnit personal că dacă a fost o ctitorie ca și ctitor, a fost ctitoria propriei vieți. Și dacă eu mă gândesc cumva la domnul Bernea ca model, sunt călugăr și îl privesc ca model, sunt duhovnic și îndrumător, nu formator de conștiințe, dar îndrumător de conștiințe ca duhovnic. Dacă pot să-l pun ca model, acesta mi este modelul Bernea, că s-a ctitorit pe sine, s-a clădit într-o anumită rânduială. Aceasta a făcut, i-a dat șansa pe care nu întâlnim foarte des, mai ales la noi călugării, care trebuie să fim cei mai liberi. Nu întâlnim nici la preoți, poate puțin, poate mai puțin la credincioșii noștri. De a fi liber. Adevărul vă va face liber. Dar ce înseamnă adevăr? Până la urmă, nu vreau să fac teologie, aici am pe teologie. Pentru mine adevărul este viața mea. Cu acest adevăr trebuie să pornesc. Și la el trebuie să mă raportez. De aceea, domnul Bernea avea statura aceea de cel două tabere ale legii.
toți. Să căutăm firul de ceapă acela pentru intelectual. Părinte, dar sfârșitul este că el nu știu ce crăpește cu firul de ceapă și cade la loc. Asta e sfârșitul poveștii. Nu accentul meu merge pe faptul de a găsi în favoarea celuilalt minimum bine pentru el. Și atunci am spus, în situațiile discutate de noi, am putea găsi un bine și eu cred că am putem să găsim. Exercițiul libertății pe care Bunul Dumnezeu nu-l suspendă niciodată. Cel din tâi atribut a Bunului Dumnezeu este libertatea. Și atât e de mare că el, spun teologii, își automărginește așa libertatea lui ca să facă, să creeze noi spații de libertate. Și atunci să spălăm noi rănile celor răniți cu dragostea noastră, așa, și să dăm mărturia iubirii lui Hristos. Asta este ceea ce eu, mesajul meu, te privință întrebare. Rănile celor care se rănesc de ei sau rănile celor răniți de ei? Sau de el? Toate rănile. Hristos e cel care spală. Atunci așteptăm. A care spală toate rănile. Cum are 80 de ani, Domnului, și am și așteptăm. Nu știm. Ne rugăm pe cuvioasă. Știm situația de pe cruce. Nu? Da. Așa. Și a spus, astăzi vei fi cu mine. Da. Atunci, da. Așa. Poate se povestește atunci. N-a făcut. Da, exact. Dar n-a spus Domnul, tu pentru că ai fost tâlhar, așa nu ai. Și pentru că s-a pocăit, pentru că a primit, a luat rănile lui. Eu spun că misiunea bisericii e aceea de a spăla rănile, de a spăla fața semenii. Dar înainte de a spăla că Hristos a mai certat pe câte cineva. Chiar mai ales pe farisei. Pe noi, pe preoți și pe farisei. Pe cărturași și pe farisei. Problema este, aducem în discuție o atitudine foarte categorică în ceea ce privește adevărul. Adevărul nostru fundamental de credință. Și atunci, dacă ați pomenit dumneavoastră această perspectivă iubitoare, iertătoare, haideți să pomenim totuși. În Duminica Ortodoxiei, sunt pomenințe anatemele date tuturor ereticilor din toate timpurile, începând cu Arie și continuând până astăzi. De ce? Și să ne amintim și de părintele acela din baterii care a fost făcut destunat și a zis sunt, a fost făcut mincinos și a zis sunt, a fost făcut ucigaș și a zis sunt. A fost în tot felul făcut și când a fost eretic, eretic nu sunt. Deci e o problemă foarte, foarte delicată, pentru că eu vă spun, eu am pomenit pe Domnul Iceanu la liturghie, până a apărut această carte, nu poți să mai pomenești la liturghie, pentru că dânsul neagă liturghia, nu poți să mai pomenești la liturghie. Și am și ezitat, dar am zis, nu poți să mai pomenești. Și o spune cu părere de rău. Evident, cu părere de rău. Pentru că, după părerea mea, a fost o joacă dânsului, dar e îngăduit la vârsta și la statutul dânsului să se joace. A fost un teribilism adolescentin, iertați-mi că îndrăzneți această chestiune. Dar să poți să vorbești de secolul al IV-lea creștin, care erau niște bâlbâieli, deci dezbatere cristologice ale Sfinților Părinți, ale marilor teologi, ale Sfinților Tăierarhi, ale Atanasie cel Mare și așa mai departe, care sigur că nu le-a deschis vreodată și mai citit, vorbească ridiculizând, pur și simplu, nu mă așteptam pe această chestie, de asta sunt atât de revoltat. Nu mă așteptam, ridiculizând, ăștia se vârbâieri și se recurg de fiecare dată când n-au o soluție la Duhul Sfânt. Așezi din bază, l-am mai întâlnit la un șofer din vremea lui Ceaușescu, care întâlnindu-mă preot în parc, mi-a spus, părinte, dar cum te-ai mai dus acum să te faci preot? N-ai auzit că a fost Gagarin și n-a dat peste... La nivelul acela, iertați-mă, este argumentația domnului Liceanu. Dar la nivelul acesta trebuie să-i o spună cineva. Da. Trebuie să-i o spună cineva. Da. Pentru că nu se poate atâta necuviință față de un popor care crede. Nu se poate. Dacă îți poți permite să negi crezul tatălui meu și al mamei mele și al părintelui Stăninoaie și al părintelui Sofian și al părintelui Cleopa și al părintelui Arsenie și al părintelui Teofil în stilul ăsta ridicolizând și penilizând, dacă îți poți fără nicio întemeiere
teologică și nouă, fără să fi citit. Mai alaltă el, domnul Licean, spunea Evanghelia către romani. Și spunea domnul Pleșu, nu, Epistola către romani. Sunt și a doua oară greșit, Evanghelia către romani. Păi, mă iertați, niciodată nu l-am osândit pentru aceste chestiuni, dar dânsul râde, pur și simplu, de credința noastră. Și înțelegem, Părinte, profesor Constantin Coman, că... Asta pentru că o facem într-o seară pomenit, care facem pomenirea domnului Berna, da, întâmplător. Punând în... nu în comparație, dar aducând și acest caz care, așa cum ați zis, probabil că voi, domnul Horia Berna, ar fi reacționat. Se răsucește în mormânt. Nu a reacționat niciun intelectual. Se răsucește în mormânt, domnul Berna, după părerea mea. La această carte, da. Eu aș fi vrut, că v-a rămas dator, a zis că avem o imagine, da, cu bunăvoința domnului Horia Paștina, avem dintr-o carte a domnului Berna o fotografie cu Horia Berna, tânăr, în atelierul dânsului, ținând o verticală, imaginea îl arată atât de vertical, încât domnul Paștina și-a construit tot discursul dânsului seara trecută în jurul acestei imagini. Din punct de vedere creștin sau, nu știu, religios, această verticală a dânsului i-a dat libertatea. În jurul acestei verticale, spunea domnul Paștina, și-a construit întreaga lui operă. Așa a reușit să atingă toate formele, toate posibilitățile, toate căutările în ceea ce privește arta, pictura în special, dar nu numai, încât cred că ceea ce spunea Părintele, aș vrea să subliniez în final, poate fi pentru intelectualii noștri, hai să punem așa, și pentru intelectualii noștri, un model. Nu înseamnă că Părintele, că domnul Berna a ajuns atunci când scria lucrurile acestea, când picta, când a realizat fotografia aceea, nu înseamnă că a ajuns la țintă. Dar noi comemorăm ca unul care a ajuns la țintă. Așa cum va spune Apostolul Pavel. Nu e de la distanță mare între cuvintele ca timp, între cuvintele când spune încă n-am atins, n-am ajuns, ca apoi se spune lupta cea bună m-a luptat, călătoria a sfârșit. Nu știm când s-a gândit că a sfârșit călătoria, poate chiar numai în ziua în care Dumnezeu l-a chemat la sine. Însă noi știm acum, după 20 de ani, că el a sfârșit o călătorie și e un drum bătătorit. Un drum bătătorit, cum a zis și pentru noi călugării. E un român, creștin, contemporan cu noi, pe care l-am văzut, pe care l-am pipăit, cu urechile noastre am auzit, cu ochii noștri am văzut, că se poate. Dar e un model nu numai pentru creștini, și și pentru intelectuale care l-au prețuit. Adevărul acesta este, Părinte Constantin, eu n-am citit și chiar am auzit rostind, n-am auzit pe cineva rostind cuvinte cu atâta evlavie despre o persoană cum le spune domnul Licean despre domnul Berna, că a pus capul în poarta lui și l-a întrebat de ce a plecat. Înseamnă că domnul Liceanu are nevoie de unul ca domnul Berna, care să-l ajute în căutările lui și cred că atitudinea Părintelui Constantin a fost în duhul domnului Berna în această seară. Cu atât de mult că a fost atât de vie. Da. Mulțumesc! Suntem la final, nu? Nu mai adăugăm nimic deocamdată, așteptăm seara acum următoare. Seara următoare, mâine seară,
intelectualii vor vorbi despre domnul Horia Bernea, invitați atunci. Invitați atunci. Unii dintre ei n-au putut răspunde cu vizitor, dar am înțeles că sunt cerți trei dintre ei, nu? Da, da. E vorba de domnul Horia Roman Patapievici, domnul Teodor Baconschi și domnul Costion Nicolescu, pe care îi așteptăm mâine seară să auzim, să-i auzim vorbind despre Horia Bernea și lecțiile învățate de la el. Vă mulțumesc, părinte Dumitru, profesor Dumitru Pinta, vă mulțumesc, părinte profesor Constantin Coman, la fel, părinte Ioan Cojanu, mulțumesc tuturor celor care ne-au privit online, pe Facebook. A fost un exercițiu de admirație la adresa lui Horia Bernea, om creștin.